Deputatul român Matei Dobrovie susține că din punct de vedere politic Maia Sandu a acționat total corect atunci când a refuzat să o înainteze pe Mariana Durleșteanu la funcție de prim-ministru. A fi o lipsă de responsabilitate din partea mai Sandu să lase guvernarea în mâinile celor care au gestionat proasta situație pandemică și cea economică, a declarat deputatul liberal în cadrul unei misiuni. Matei dobrovie a mai menționat de asemenea că în Republică s-a format de fapt o majoritate anti-anticipate, adică ceea ce se întâmplă în prezent pe națională politică de la Chișinău este o încercare disperată de a opri anticipatele. Potrivit lui, scopul acestei majorități este clar, întrucât deputații semnatari riscă nu doar să-și piardă averile, în cazul unor anticipate, dar și puterea, iar unii riscă libertatea. Noi la București ne dorim ca în Republica Moldova să existe o majoritate pro-reforme, un guvern care să implementeze ceea ce prevede acordul de asociere, a spus Dobrovie.